Salariul guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, a fost desecretizat. După mulți ani în care a stârnit curiozitate și numeroase controverse, consilierul guvernatorului l-a făcut public. Isărescu încasează lunar 12.000 de euro. Salariul de bază este de 10.000 de euro, la care se adaugă încă 2.000 din indemnizațiile de la Consiliul de Administrație. Salariul guvernatorului BNR este mai mic decât cel al președintelui Autorității pentru Supraveghere Financiară. Dan Radu Rușanu primește lunar 14.000 de euro.